Basketbaliștii gorjeni au bifat o victorie prețioasă în Liga Națională de Basket Energia Rovinare a câștigat meciul disputat în deplasare cu BC Timișoara. Gorjenii au câștigat la 7 puncte diferență, scor final 85-78. Ambele echipe erau în luptă directă pentru ultimele locuri care duc în play-off. Gorjenii s-au disputat încă din prima parte a meciului, iar revenirea timișorenilor a venit pe final și nu i-a ajutat. Șansele celor de la BC Timișoara de a juca în play-off au scăzut, iar elevii lui Nini și-au adjudecat punctele puse în joc. Este o victorie importantă care ne menține în lupta pentru calificarea în play-off, dar nu este o victorie care rezolvă totul. Urmează meciuri grele pe final de campionat cu Asesoft, Mureș, Steaua, Oradea, deci echipe puternice care luptă pentru o poziție cât mai bună în clasament. Este o victorie care ne echilibrează și ne dă un respiro pentru că veneam după câteva înfrângeri nemeritate și după pierderea lui Geapa. În acest meci am intrat ca două echipe care ne temeam și de joc și de victorie. A declarat pentru TotalBasket.ro antrenorul Florin Nini la finalul partidei. După această victorie, basketbaliștii gorjeni au urcat pe locul 6 cu 33 de puncte.